Salutare, oameni buni, sunt Andru, bine ați venit la Chasing Bets. Vă propun biletul meu pentru 30 martie, pentru sâmbătă. Avem așa, avem meciuri din toate campionatele tare, revin acum după pauza națională. Avem Aston Villa cu Wolverhampton, Aston Villa echipă pe locul 4, încă se luptă la locul 4, deși anul acesta a avut câteva înfrângeri pe teren propriu, ceea ce nu se întâmplase niciodată până în februarie. Au pierdut cu Newcastle 1-3, au pierdut și cu Manchester United 1-2, iar acum recent au pierdut 0-4 cu Tottenham. Au mai făcut 1-1 cu West Ham, deci echipa pare că nu a mers foarte bine din punct de vedere psihologic, parcă prea multă încărcătură, prea multă presiune de a câștiga întotdeauna și s-a văzut că jucătorii de acolo nu sunt obișnuiți cu asta. Dar cred că vor reveni după această pauză în care a avut un pic de respiro cu echipele naționale. Joacă cu Wolverhampton, o echipă de mijloc care a primit destul de multe goluri, 4-6, a și dat 4-4, undeva acolo echilibrată, mai mult joc de contraatac. Aston Villa cred că va marca, am jucat un bet builder, Aston Villa marchează și Aston Villa peste 4,5 cornere. Astfel formăm o cotă de 1,45 cu acest bet builder. Apoi, Fiorentina cu AC Milan. Am jucat peste 1,5 în Italia. Sunt două echipe care, da, opuse. Fiorentina undeva pe locul 7 se cam chinuie să tragă la locul acela de Europa League. Mai are acolo se luptă cu Roma și cu Atalanta. Să vedem ce va face, dar nu cred că vor fi prea mult spectacol. Nu cred că va fi un meci ușor cu AC Milan, care e cea mai bună echipă, una dintre cele mai bune, cu 17 meciuri de peste 2,5. În timp ce Fiorentina, într-adevăr, a avut destul de multe meciuri de sub, are 15 meciuri de sub. Eu totuși am jucat peste 1,5 goluri, pentru că și AC Milan clar va juca la victorie. Este o echipă cu jucători foarte buni, Pulisic, Loftus-Cheek și Leao, parcă au început să joace foarte bine în ultima vreme. Am jucat peste 1,5 goluri. Am mai jucat la Bayern München cu Dortmund, este derbiul Germaniei. Bayern München, da, a avut un an destul de slab în perspectiva câștigării titlului, șanse foarte mici pentru că Leverkusen s-a distanțat. Dar Bayern München în continuare echipă foarte bună, am văzut în ultimele meciuri și a revenit, au trecut de Lazio în meciul retur 3-0, au bătut după aceea din nou cu 7 goluri, 8 goluri. Deci Bayern München poate să joace foarte ofensiv și cred că cu revenirea lui Gnabry și cu revenirea și lui Coman, Sané, dacă și el un pic își pune un pic comportamentul în ordine, eu zic că Bayern îi bate, cum de multe ori Bayern i-a bătut pe Dortmund. Iar Dortmund nu este grozavă în acest sezon, are 6 egaluri și 2 înfrângeri în deplasări. Am jucat 1 solist pe Bayern la 1,36 și mai jucăm la Leipzig cu Mainz. Eu cred că Leipzig poate să câștige aici fără probleme, deși în ultimele 3 întâlniri Mainz i-a bătut de 2 ori și odată a fost în egal. Leipzig este în afara locurilor de Champions League, deci trebuie să tragă tare să câștige, dar este una dintre cele mai, cred că cea mai bună echipă a lui Leipzig din ultimii 4-5 ani. Cu Dani Olmo, cu Luis Openda, care e un marcator extraordinar, și cu Xavi Simons. Au un atac extraordinar cu 60 de goluri, doar Bayern München și Leverkusen îi depășesc la capitolul ofensivă. Cred că își vor lua revanșa, probabil că vor da gol încă din prima repriză. Așa că am jucat total golul prima repriză și total goluri în meci. Am jucat peste 0 și peste 1, da? Deci peste 0 în prima și peste 1,5 în tot meciul. E 1,25 cota. Astfel biletul meu are cotă 3 și 15. Ăsta e biletul pentru astăzi și marcator. Deci pe ăsta o să pun 8 unități și marcator o să-l joc pe Openda de la Leipzig. O să-l joc Openda marchează și de fapt un pariu combinat. Openda marchează și Leipzig câștigă. Înscrie și Leipzig câștigă. Openda. Openda și 1 la cotă de 2. Ăsta îl voi paria cu 4 unități separat, da? Openda marchează și Leipzig câștigă. Astea sunt ponturile mele pentru sâmbătă 30 martie. Dacă vă inspirați să avem baftă, mersi de atenție, ne auzim data viitoare.